din nou în vizită la o femeie. Noled o cheamă, asta e căsuța. Are 9 copii și un soț care nu ajută cu nimic. Bia, e bețiv, aproape tot timpul. E biat, nu lucrează nimica. Și acum aș vrea să vă arăt puțin în casă. I-am întrebat cum dorm. Deci aici jos e o rogojină, dorm copiii aceștia. În pat doarme Noled cu soțul ei. Are rogojină pe pat, nu are saltea. Aici alt pat, dorm copiii aceștia trei. Aici jos dorm fetele acestea, deci nu au pat, dorm pe jos, pe rogojină, au un cerceaf. Și în patul ăsta dorm două și cu bebele ăsta mic trei. Aici sunt vecinii care s-au adunat, de obicei când venim în vizită, se adună și vecinii, copiii, că știu că primesc bomboane. Deci așa arată casa, n-au nicio saltea. Dorm pe jos. I-am pus să se pună exact cum dorm. E zi acum, lumină, dar i-am rugat să-mi arate fiecare unde doarme. Deci fetița asta frumoasă o cheamă Lilian. Și doarme acolo pe jos. Dar zâmbește de jos. Aseară mi-au spus că nu au mâncat nimic. La prânz au mâncat. Astăzi seara au mâncat ceva la prânz, dar pentru seară nu au nimic. Da, mulțumesc domnului că ne-a dus la casa lor și vrem să le dăruim mâncare și să le luăm și niște saltele să nu mai doarmă pe jos sau pe rogojini. Mulțumesc tuturor celor care dăruiesc pentru a ajuta oamenii de aici, pentru a le face viața mai bună. Atunci când dăruim, de fapt dăruim lui Iisus Hristos. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare. Împreună putem să schimbăm vieții.